Aveți un laptop, o tabletă sau un telefon performant, dar nu aveți acces la internet în spațiile publice? De azi este posibil. Primăria Giurgiu și societatea NextGen Communication au făcut posibil ca în 4 locații din municipiu accesul la internet să fie gratuit. Mai precis, în parcul Mihai Viteazu, parcul elevilor, parcul alei și pietonala din centrul orașului, funcționează internet wireless gratuit. Este o acțiune între primăria municipiului Giurgiu și societatea de cablu NextGen. A fost și dorința noastră și posibilitatea dânșilor, disponibilitatea dânșilor de a asigura, servicii locuitorilor municipiului Giurgiu. În prima fază am stabilit parcul Mihai Viteazu, parcul alei, parcul elevilor și intersecția șoseaua București-Tineretului. Și bonus ne-au dat și zona pietonală Mircea cel Bătrân, turnul cu ceas. Sunt toate acele cafenele, până la urmă locuri în care copiii trec. Îmi povestea cineva de la o cafenea că foarte mulți copii trec cu mașina, s-o opresc în fața cafenelei, marea majoritate au wireless sau wifi în interior, s-o opresc și transmit ceva repede și merg mai departe. Vor avea. Știu că este și un proiect al Guvernului Ponta de a asigura linie de internet și acces de internet gratuit în școli. Ușor, ușor, e un serviciu care e benefic locuitorilor orașului. E bine că s-a putut înfăptui. Există o limită de bandă pentru că wireless-ul are limitările sale. Va merge browsing, pentru că nu venim în parc să downloadăm muzică, dar browsing, un internet, un YouTube, un ceva, o să meargă foarte bine. Un Facebook, exact, un like, un ceva. Pentru a vedea dacă rețeaua wireless funcționează într-adevăr, ne-am gândit să încercăm și noi, dar și primarul Nicolae Barbu, prezent în parcul Mihai Viteazu cu un iPad. Funcționează? Să vedem ce scrie. Uite, primăria NextGen. Wi-Fi. Primăria Energia. Este exact aici. Vedem dacă avem și trafic. Da, așa de scris scrie. Am venit cu el scris de acasă. Merge, nu? Funcționează. Ia să vedem cine mai... Funcționează. Chiar dacă acum s-a lăsat frigul și este puțin probabil ca băncile din parcuri să fie pline de oameni dornici să acceseze o pagină de internet în aer liber, tinerii sunt cei mai încântați de idee. Este foarte bine. E benefic, mai ales celor care nu au acces la internet. Pentru voi, tinerii, e ok? Puteți veni pe bancă, intra pe... Da, pentru că oricum, mai ales în vacanțe și în weekend-uri, aici ne petrecem majoritatea timpului. Și este foarte bine. Da, în parcul Barrio o să fie plin dacă e internet gratuit și în casă e mult mai scump. Și până la urmă, dacă ai frate, bagi și pe calculator, așa că... E util. Da. Posibilitatea de a oferi internet gratuit giurgiuvenilor prin rețea wireless nu a costat niciun leu municipalitatea, așa că mai nou Giurgiu se poate număra printre orașele moderne care oferă un astfel de serviciu locuitorilor săi.